Salut, sunt Irinca și astăzi o să vă arăt cum să faceți o pernă ca aceasta dintr-o pernă banală și urâtă într-una, cum o vedeți, veselă și drăguță și mai ales foarte bună pentru decoratul camerei voastre. Să începem! Pentru a confecționa perna vom avea nevoie de o față simplă de pernă, niște spray de lipit materiale, pâzlă, fetru, cum ar fi, 4 pătrate de diferite materiale. Aici am sisal, care îmi place foarte mult, este comod și mai unic, de-aia l-am ales. Și aici am 2 bucăți de fetru diferit colorate. Pentru a împodobi inimioare, eu am ales o cârpă de bumbac și mai ales un prosop, dar și un fier de călcat la locul lui. Ok. Așa, vom începe luând sisalul și pe partea aceasta verso am notat ca să fiu sigură. Vom da cu spray, îl vom agita bine și vom da cu spray pe el ca să putem. Cam așa. Acum, ca să-l punem, îl vom pune pe margini. Bun, am lipit bucata de sisal, iar acum vom lua cârpa de, vom lua prosopul, îl vom pune dedesubt. Vom pune bucata deasupra, iar acum vom lua bumbacul, îl vom pune deasupra materialului, deasupra sisalului pe care l-am lipit. Iar acum, cu fierul de călcat, îl vom ține 45 de secunde pe material. Cam așa. Acum vom scoate ușor bucata de bumbac și s-a lipit în întregime. Acum vom face același lucru și cu cealaltă bucată de sisal. Am terminat ușor, cam așa, iar acum vom lua bucățile de fetru, vedeți? Ele așa vor sta, dar mai întâi vor trebui și ele lipite. Gata. Acum, ca să fim siguri, eu aș mai călca încă o dată peste, dar de data aceasta în tot pătratul. Eu zic că e bine. Gata. Acum vom da prosopul la o parte, deoarece ne-am terminat treaba cu el. Și vom începe să ornăm mai vesel această pernuță. Gata. Aceasta este pernuța. Acum haide să o mai să punem o pernă adevărată în ea. Gata și aceasta este perna.
După cum vedeți, a fost foarte ușor de făcut și dacă nu o să, da, nu aveți la îndemână aceleași materiale ca cele pe care le-am folosit eu, puteți lua orice material găsiți prin casă la îndemână și care vă place, de asemenea. Deci, puteți folosi cearșafuri vechi, tricouri, blugi, ceea ce cred că aveți, desigur. În fine, dacă vă place ideea, puteți să-i dați un like videoului, un share prietenilor voștri și mai ales să te abonezi la canalul meu. Eu sunt Ilinca, aceasta este Perna și pa!